vă îndemn să aveți o inimă bună și să lăudăm pe Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu știe adresa de pe cloșca numărul 2. Simțiți-vă ca și pe drăgălina. Dar haideți să lăudăm pe Dumnezeu. Să ne petrecem.
Să venim în rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu și fiecare personal cred că are motive de mulțumire și vreau să îi le spună lui Dumnezeu, să ne închinăm mulțumindu-lui Dumnezeu prin rugăciune.
Seara la noi, cânta sub
vecea lui iubire. În 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 vecea lui iubire. Dumnezeu să fie lăudat pe întreg pământul. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Slavă Domnului. Amin. Cam slab aminul ăsta. Vreți să lăudăm pe Domnul în seara asta din toată inima? Avem cel puțin 10.000 de motive. Amin, da? Parcă mai bine un pic. Vom asculta în continuare un mesaj al pastorului Nelun Andrean, dorim ca Domnul să-l binecuvinteze, apoi un instrumental și apoi m-am gândit că fiecare din locul acesta să aibă posibilitatea să spună ceva despre Domnul. Nu toți, de fiecare dată avem, hai să nu-l numim chiar privilegiu, da? Să zicem privilegiul ăsta ca să ieși aici în față pe platformă și să spui ceva, să te audă toți. În seara asta vreau ca să avem un context în care fiecare dintre cei prezenți să spună un bine pe care Dumnezeu i l-a făcut. O să, la momentul potrivit, o să vă explic mai bine despre ce este vorba. Haideți acum să îl ascultăm pe fratele Nelu și dorim ca Domnul să-l binecuvinteze. Bine ați venit la Revelion 2016. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ce repede a trecut anul ăsta. Care au fost așteptările voastre de la anul 2015? Vă mai aduceți aminte de începutul anului și vă mai aduceți aminte ce v-ați rugat atunci Domnului și dacă ceea ce ați cerut de la Domnul s-a împlinit? Vă mai aduceți aminte sau ați uitat? Nu știu dacă vă aduceți aminte, dar cu siguranță sunt în locul acesta oameni care își aduc bine aminte de începutul anului cu cât entuziasm, cu câtă bucurie, cu câtă credincioșie au început anul și apoi au început să apară problemele. Și au început să apară lucruri la care nu ne-am gândit. Și ne-am oprit și am zis, Doamne, nu asta ți-am cerut la începutul anului, altceva ți-am cerut. Însă vreau să vă gândiți la următorul lucru. În rugăciunea de început de an, ați zis cumva sau am zis cumva, Doamne, facă-se voia Ta pentru viața mea în anul 2015? N-am auzit multe aminuri. Știu sigur însă că toți ne așteptăm la succes. Și e normal să se întâmple.
Toți ne așteptăm să ni se întâmple lucruri bune, lucruri frumoase, lucruri cu care să ne lăudăm. Așa ne place nouă oamenilor să ne lăudăm. Ce ni s-a întâmplat? Ce succes am avut? Câte rugăciuni a ascultat Domnul? Vreau să vă citesc câteva versete dintr-un psalm și apoi să vă gândiți la ceea ce vă voi spune. Psalmul 34. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Am putut noi să lăudăm pe Domnul în fiecare zi a anului care a trecut? Am putut noi să spunem, Doamne, slavă Ție, la sfârșitul fiecărei zile din anul 2015, Doamne, slavă Ție pentru ce mi s-a întâmplat astăzi? Vă rog să rețineți ce vă spun acum și să vă gândiți la ce vă spun acum în fiecare zi când nu puteți să-i mulțumiți Domnului. Maturitatea noastră spirituală se vede în cât de mult putem să-i mulțumim lui Dumnezeu când trecem prin încercare. Atunci când ne merge bine, toți suntem veseli, fericiți, cântăm, lăudăm pe Domnul. Dar când vine încercarea și încercarea de multe ori este dureroasă, dacă și atunci putem să lăudăm pe Domnul, atunci suntem oameni maturi în credință. N-a trecut anul degeaba. Și vom avea posibilitatea, așa când stăm de vorbă unul cu celălalt, să ne gândim la zile în care am plâns. Și nu știu dacă este cineva aici care să nu fi avut momente în anul ăsta să nu fi plâns. Nu cred. Dar dacă în momentele acelea am putut să spun, Doamne, te binecuvintez și astăzi, înseamnă că am învățat ceva. Înseamnă că am crescut spiritual. Am citit aceste versete pentru că omul lui Dumnezeu ajunge la concluzia aceasta. Știți în ce moment al vieții lui face David psalmul acesta? Când a trebuit să facă pe nebunul. Mare lucru este. Să fii alungat din țara ta și să fii și uns împărat și pentru a scăpa să faci pe nebunul. Și în momentul acela David primește această inspirație și spune, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Și el face lucrul acesta cu un motiv. Să audă toți nenorociții, toți necăjiții, toți amărâții, toți oamenii care trec prin încercare și să se bucure. Ascultam o predică a fratelui Richard Wurmbrand. Și a spus următorul lucru. Omul ăsta a suferit îngrozitor de mult. Nu știu pe cineva dintre creștinii pe care eu îi cunosc să fi suferit cât a suferit omul ăsta. Și a spus așa, în cele mai grele momente ale mele, l-am lăudat pe Dumnezeu pentru că nu mai știam ce să fac. Și zice, în momentele acelea, cerul s-a coborât în celula mea. Soția lui era la canal și spunea ea, în fiecare zi plecau oameni dintre noi, pentru că să lucrezi iarna la canal și să cari pietri cu roaba și cu brațele, este îngrozitor, mai ales pentru o femeie. Și zice ea, la un moment dat, când nu mai puteam, am învățat pe deținute să laude pe Domnul. Și în momentele acelea, ceva s-a schimbat. Vă rog să rețineți următorul lucru. Anul 2016 va fi un an cum a fost și ceilalți ani. Cu încercări și cu momente frumoase. În momentele grele, să nu uităm să binecuvântăm pe Domnul. Atunci se vede maturitatea noastră. Atunci spune Domnul,
Când îmi merge bine și cânt, zice Domnul, primesc lauda ta, pentru că m-ai lăudat și atunci când ai fost în încercare. Dacă eu nu laud pe Domnul când trec prin încercare, doar atunci când îmi merge bine, ce zice Domnul? Tare frumos cânti, dar nu te cred. Să ne dea Domnul un an binecuvântat în care să putem să lăudăm. Pentru că atunci când copiii lui Dumnezeu îl laudă pe Domnul, diavolul fuge. Cea mai mare bucurie a diavolului este să te facă în anul care vine să fii mereu nemulțumit și trist. Dacă vei lăuda pe Domnul și vei binecuvânta pe Domnul în orice vreme, Dumnezeu va face lucruri mari pentru viața ta și viața mea. Și vreau ca Biserica Maranata, în mijlocul acestui grup de oameni care iubesc pe Domnul, să se întâmple laudele Domnului. Și Dumnezeu va primi cu bucurie laudele noastre și atunci când trece prin încercări. Și Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei prezenți și pe cei ce încă nu sunt membri în Biserica Maranata. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și când vom finaliza anul acesta, să spuneți, a fost un an deosebit. Nu pentru că n-am avut încercări, ci pentru că am putut să laud pe Domnul în încercare. Și când facem lucrul acesta, Dumnezeu se bucură, cerul se bucură și diavolul este pus pe fugă. Domnul să fie slăvit, Domnul să vă binecuvinteze. Scurte gânduri pentru noi toți și Dumnezeu să ne ajute să fim oameni care să îl binecuvântăm pe Domnul în orice vreme. Amin.
Cântecul care s-a cântat se numește la refren, refrenul este următorul: slăvit fie Domnul. Slăvit fie Domnul pentru tinerii aceștia care știu să dea glas instrumentelor, să laude pe Domnul într-un mod așa de frumos. M-am gândit în timp ce cântau ei aici, ce povești frumoase, ce imnuri mărețe pot să spună instrumentele despre Dumnezeu. M-am gândit la vioara asta care stă acum agățată acolo. Ea cândva a fost un lemn în pădure. Nu știu, poate că paltin sau alt material din care se fabrică. Și cineva a venit și a tăiat lemnul și l-a dus, a stat poate că aruncat undeva, apoi cineva a zis, trebuie să-l punem la uscat. Apoi un meșter a zis, măi, eu văd în lemnul ăsta o vioară. Și s-au apucat să curețe, să îndepărteze tot ce nu era vioară și să-l trateze și să pună împreună piesele și să o lăcuiască, să o vopsească. Apoi a pus coarde, apoi s-a creat un arcuș luat din altă parte, poate că dintr-un trandafir, că din prin ăsta se fac arcușurile, nu? Diana, așa-i. Și să aducă piesele astea două împreună și să ajungă în mâna unui maestru. Că dacă ajunge în mâna unuia care nu știe, are nicio valoare, dar în mâna unui maestru. Ați ascultat o piesă încântătoare dedicată lui Dumnezeu. Imaginați-vă cum a fost viața dumneavoastră. Apostolul Pavel spune credincioșilor din Noul Testament, amintiți-vă când erați fără de Dumnezeu, fără speranță, fără un sens și semnificație în lumea aceasta. Și Dumnezeu, prin Iisus Hristos, v-a adus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți, slăvit să fie Domnul. Și astăzi Dumnezeu ne-a adus aici împreună, ca împreună să înălțăm un imn de slavă și de glorie lui Dumnezeu. Îți tare curios să știu care-i povestea ta despre Dumnezeu. N-o să pot să le ascult ale tuturor. Dar știți ce m-am gândit? M-am gândit și cred și știu că fiecare dintre voi aveți ceva frumos de spus despre Dumnezeu. Cum v-a adus Dumnezeu? Poate că din locul ăla lipsit de semnificație și v-a dat un sens și semnificație vieții dumneavoastră. Poate că în anul care, iată, se scurge, Dumnezeu v-a vindecat de o boală. Trebuie să spui asta. Dumnezeu ți-a răspuns la o rugăciune. Dumnezeu ți-a împlinit un vis. Te-ai gândit, dacă aș putea să mă căsătoresc cu fata cu tare și te-ai rugat. Poate că. Eu așa cred că v-ați rugat, nu? Estera, tu te-ai rugat? Te-ai rugat. Și tu? Și tu. Amândoi s-au rugat și uite că s-au întâlnit. Asta e de spus. Poate ai avut rugăciuni care le-ai rostit și nu le știe nimeni, probleme care nu le-ai putut spune nimănui, dar le-ai spus lui Dumnezeu și Dumnezeu ți-a răspuns la rugăciune. Este momentul să-L înalți pe Domnul în seara aceasta. Poate că te-ai rugat și Dumnezeu nu ți-a răspuns la rugăciune. Poate că visurile care le-ai avut nu ți s-au împlinit. Ba dimpotrivă, au fost toate pe dos. Momentul în care ești acum este un moment în care te gândești din răul ăsta, care-i binele? Dacă ai avut un moment de genul ăsta și dacă am făcut poate că și greșeli în momentele acestea, dacă aveți libertatea, puteți să spuneți, uite, am încercat asta și nu mi-a ieșit. Am greșit, am mers pe drumul ăsta și am crezut că Domnul mă ajută să ajung la capăt. Și totuși n-am ajuns la capăt. Dar m-am analizat și m-am gândit că asta ar fi o problemă care ar trebui să nu se mai întâmple. Ăsta e un lucru care trebuie să nu-l mai fac. Poate că greșeala ta ajută pe cineva și îl încurajează nu să greșească și el. Îl încurajează să spună, uite, mai am încă pe cineva cu care mă pot uni în rugăciune, un om care încă n-a primit toate răspunsurile și ne putem ajuta unul pe altul.
Poate că ai nevoie chiar în momentele acestea de sprijin și de ajutor pentru o anumită problemă, pentru un anumit lucru. Trebuie să spui și lucrul acesta, pentru că aici, dacă nu aici, în casa Domnului, unde copiii Domnului sunt strânși împreună, nu găsești ajutor, nu găsești înțelegere, nu găsești sprijin, unde ai putea găsi în altă parte? Ei, toate lucrurile astea, de la cele plăcute care ni s-au întâmplat și pentru care dăm slavă Domnului, până la lucrurile mai puțin plăcute, pe care le-am experimentat, dar din care am învățat, o învățătură care o pot spune, toate astea vreau să le mărturisim în grupuri mici. Așa că acum vom face ceva ce n-am făcut până acum în Biserica Maranata. Dar cred că e bine lucrul acesta și facem acest lucru în următoarea idee. Fiecare de aici, chiar dacă nu poate urca sus pe platformă sau să vină aici în față, să aibă posibilitatea să spună ceva despre Dumnezeu, despre cum a lucrat Dumnezeu în viața lui și ce a învățat în anul acesta în care a trecut. Și cred că putem să ne mărturisim experiențele noastre. Când mă refer experiență, nu mă refer să zicem ce ni s-a întâmplat. Pentru că experiență nu este ceea ce ți se întâmplă, ci ceea ce înveți din ceea ce ți se întâmplă. Haideți acum, așa cum suntem așezați fiecare, dacă e posibil să ne întoarcem așa unii față de alții, să nu avem grupuri mai mari, să zicem, de 7, 8, hai să zicem maxim 10 persoane, în care, pe rând, fiecare dintre cei din grupă să spună un lucru sau două pe care crede că e de cuvință să le mărturisească despre Dumnezeu, despre felul în care Dumnezeu l-a ajutat. Și după ce toți cei din grupul respectiv vor fi spus tot ceea ce Domnul le pune pe inimă și au libertatea să spună, după ce toți încheie, luați-vă de mână sau prindeți-vă așa de după cap și rostiți împreună o rugăciune. Dacă cineva din cadrul grupului are nevoie de ajutor și spune: vă rog să vă rugați pentru mine, pentru o problemă care poate că o spune cu numele sau poate că nu o spune cu numele, nu contează, Dumnezeu o cunoaște. Rugați-vă împreună pentru problema aceea. Și cred că Dumnezeu răspunde în seara asta, la rugăciuni, în felul ăsta. Haideți să facem lucrul acesta. Ne luăm așa un timp, acum este ora 11 și aproape fix, hai să zicem așa un sfert de oră, maxim 20 de minute, dacă va fi har mai mare, nu va fi o problemă, dar să avem cam limita asta de timp. Bine? Haideți, vreau să vă văd, uite, în timp ce eu încă vă urmăresc, vreau să nu rămână nimeni pe din afară, să vă întoarceți așa unii către ceilalți, să formați grupuri nu foarte mari, dar nici foarte mici. Așa, cam două bănci se întorc una către cealaltă. E o experiență nouă și cred că va fi o experiență fericită. Așa. Și frații de acolo, de pe ultimul rând, puteți să faceți o grupă acolo, e ok, e bine. Bun, haideți să încheiem. Cred că în aceste contexte ale grupurilor mici ați primit încurajare și zidire și fiecare a avut posibilitatea să spună ceva despre Domnul și despre ce a învățat din umblarea lui cu Domnul în acest an. Așa cum ziceam, unele dintre aspectele care le avem în această seară nu sunt incluse în programul nostru normal, dar acum nu e un program normal de biserică, este Revelionul și l-am gândit diferit. Domnul nostru este un Dumnezeu care are aceleași principii, dar formele și le schimbă. Niciodată Domnul nu a folosit aceeași metodă. Diavolul niciodată nu l-a putut prinde, că tot timpul Domnul a avut o metodă nouă. Diavolul vine pe aceeași cale și Pavel spune: noi nu suntem în necunoștință de
și retlicurile Lui, de planurile Lui. Așa că dorim ca să slăvim pe Domnul și prin felul acesta nou care l-am avut în această seară. Acum vom avea un colaj de poze și video care vor rememora câteva dintre momentele binecuvântate care le-am avut în cadrul slujirii din biserică și în afara bisericii. Au fost mult mai multe momente frumoase, nu putem să le prindem pe toate, dar am selectat câteva cu ajutorul fraților noștri de la media și o să le afișăm, sperăm ca și tehnica să ne ajute la lucrul acesta și apoi vom parcurge ultima parte a programului nostru de aici. Haideți acum să vizionăm acest colaj și în timp ce urmărim să mulțumim Domnului pentru felul în care ne-a ajutat să slujim în anul 2015. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Filip. Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui, să se îndure de tine, Filip. Amin. Domnul să-și înalțe fața Lui peste tine și să-ți dea, Filip. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Ada Magdalena. Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Ada Magdalena. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Ada Magdalena. Amin. 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 Thank you.
așteptat. Sunt aici acum, Tată, și iertare vreau să-ți cer. Sunt aici acum, Tată, tu de mult mă tot aștept. Prea multe intersecții, cum știi drumul să le alegi, e o singură cale ca să ajungi în cer. Ați ajuns la destinație, ați ajuns la destinație. Să te binecuvinteze și să te păzească, Rebecca Amalia. Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Rebecca Amalia. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Rebecca Amalia. Binecuvintează și părinții ei. Mă rog, Amin, pentru Emanuel și pentru Raluca. Mă rog ca să le dai, Doamne, înțelepciune, ajutor și pricepere să o crească în învățătura și mustrarea Domnului. Da, Doamne. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce se întâmplă în orașul Ocna Mureș.
Mă gândesc dacă în ziua aceea când ne vom întâlni cu Domnul, nu știu dacă vom avea așa un remember, să zici, uite-mă pe mine acolo, uite-mă ce bine am răspuns atunci, sau uite-mă ce am căzut acolo și totuși Domnul m-a îngăduit și m-a ajutat și iată-mă că-s aici, în raiul lui Dumnezeu. Frați și surori, doar câteva momente vreau să vă mai rețin atenția și cred că Dumnezeu a fost măreț în mijlocul nostru în anul care a trecut. Sunt multe alte lucruri care nu s-au filmat. Sunt multe alte lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut în viața dumneavoastră și n-a fost nimeni acolo să filmeze binecuvântarea aceea. Dar ea este în inima dumneavoastră și știu că prețuiți momentele acestea. Aș vrea acum câteva lucruri din Sfânta Scriptură și vreau să vă invit să privim în momentul acesta în trei direcții, pe rând. Mai întâi să privim în trecut. Cred că sfârșitul de an este un moment potrivit în care să privești în trecut și să privești în trecut pentru două motive, aș propune eu în această seară. Unu, pentru a număra binecuvântările lui Dumnezeu din viața ta și pentru a-i fi recunoscător înaintea lui Dumnezeu. Deja anul 2015 este amintire. În curând vom spune, ți-amintești ce frumos a fost în tabăra copiilor? Ți-amintești ce frumos a fost la concertul de colinde? Ți-amintești la Revelion cum am făcut lucruri noi și a fost așa un sentiment mai incomod? Și totuși, pe măsură ce trece timpul, o să ai o amintire. Totul devine amintire și privim la anul 2015 ca la ceva ce a trecut. Anul 2015 este amintire. În Deuteronom, capitolul 8, versetul 2 spune: adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul. Sunt momente în viața noastră și unul dintre acestea este la sfârșit de an, este un moment potrivit să-ți amintești despre felul în care Dumnezeu te-a călăuzit în tot drumul acesta. Vreau să vă pun o întrebare. Aveți amintiri cu Dumnezeu? Unele dintre ele le-ați și împărtășit cu cei cu care ați discutat în grupurile mici. Și știu că foarte mulți de dumneavoastră aveți amintiri cu Domnul și vă rog să vă aduceți aminte de momentele acelea când nu aveai la cine să-i spui oful tău, dorința ta, dar ți-ai amintit că ai putea să te rogi și te-ai plecat poate pe genunchi sau poate nu te-ai plecat pe genunchi, poate ai stat în patul tău, poate ziua, poate la amiaza, poate în miezul nopții și ai spus: Doamne, te rog, răspunde-mi și la provocarea aceasta. Adu-ți aminte de momentele în care poate ai fost așa de tulburat datorită momentelor grele prin care ai trecut, în care cerul părea de plumb, erau lucruri care ai tot sperat să se întâmple și nu s-au întâmplat. Și totuși, pentru mulți de aici, știu că mi-ați spus unii dintre voi, Dumnezeu a avut momentul Lui și v-a răspuns la rugăciune. Adu-ți aminte de modul în care te-a călăuzit Dumnezeu, când ai fost pe un pat de spital, când ai avut o problemă de natură financiară, când ai avut o problemă în familie sau alte probleme. Adu-ți aminte că poate au existat momente în care viața ta a stat așa atârnată într-un fir de păr. Mi-amintesc, nu anul ăsta, anul trecut, când mergeam cu mașina pe drum și venea un domn, fără nicio problemă, foarte degajat, cu viteză mare, asta până aici nu e nicio problemă, dar venea exact pe banda mea și n-avea nici o intenție ca să se ducă pe banda lui, deși era loc suficient. Și am oprit cât am putut de pe margine, a trecut pe lângă mine, nici n-o văzut, cred că eram și eu pe acolo, dar după ce el a trecut, eu n-am mai putut să pornesc până n-am făcut o rugăciune de mulțumire. Mi-a zis: Doamne, mulțumesc că pe el l-ai ajutat să meargă suficient pe mijlocul drumului și mi-a imediat înțelepciunea ca să trag un pic pe dreapta și să stau acolo. Și am avut și pace în inimă. Eram cu un coleg și a spus: nu te enervezi deloc când vezi chestia asta. Mă, zic, nu, mulțumesc lui Dumnezeu. Zic, hai să mulțumim Domnului. Și am făcut o rugăciune acolo, amândoi.
El nu era așa de cu rugăciunea ca mine, dar a fost marcat de momentul ăla. Nu știu dacă ați avut momente de genul ăsta, dar ne aducem aminte că suntem dependenți în toate amănuntele vieții noastre de Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. De ce vă invit să privim în trecut? Ca să ne aducem aminte de ceea ce Dumnezeu a făcut în viața noastră și să fim recunoscători. Apoi, vă invit să privim în trecut și pentru un al doilea motiv. Pentru a ne pocăi de lucrurile care nu au făcut cinste nici lui Dumnezeu și nici nouă. Nu știu dacă v-ați gândit în felul acesta, dar vă invit acum să vă gândiți dacă cumva sunt lucruri care, privindu-le, ai spus sau poți să spui, măi, nu-mi place cum a ieșit, nu-mi place atitudinea care am avut-o, mai bine de nu ziceam vorba asta, mai bine de nu mergeam în direcția respectivă. Dar acum, ce să faci? Istorie trecutul. Știți ce poți să faci? O să faci ceea ce spune Domnul în Ieremia, capitolul 2, cu versetul 23. Privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut. Nu-i suficient să vezi ce ai făcut. Este mult mai bine să și conștientizezi dacă lucrul ăla nu-i bun. Și trebuie să te pocăiești de greșelile care le-ai făcut și care le-am făcut. Nu poți face aceeași greșeală de două ori. A doua oară când o faci, nu mai este o greșeală, este o alegere. Așa că dacă în anul acesta s-a întâmplat să mai faci lucruri care le-ai făcut și în anul 2014, le-ai făcut și în anul 2013, deja nu-i mai o greșeală, e o alegere, e un obicei. Și dacă e un obicei rău și păcătos, privește înapoi în trecut și pocăiește-te. Asta spune Dumnezeu prin mine în această seară. Trebuie să privim înapoi la trecut, nu numai cu mulțumire și recunoștință. Și acum analizează-ți în anul ăsta viața, 2015, Doamne, că nu se poate să nu te fi mustrat conștiința pentru un lucru. Ei, dacă te mustră, nu trebuie să spui la nimeni lucrul ăla. Dacă crezi că trebuie să-l mărturisești cuiva și să ceri ajutor, poți să faci asta. Dar spune-i Domnului în primul rând. Și spune, Doamne, în anul 2016 în care intrăm, vreau ca tinicheaua asta și păcatul ăsta să nu-l mai iau cu mine. Aleg să te slujesc pe tine. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Vă invit să privim nu numai în trecut, vă invit să privim și în viitor, cu speranță. Și Apostolul Pavel spune în Filipeni, capitolul 3, cu 13, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă pe Hristos, dar fac un singur lucru. În anul 2015 nu vreau să facem multe lucruri. Chiar dacă vom face, dar sunt unele care nu trebuie să rămână nefăcute. Și spune așa Apostolul Pavel, fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești. În anul 2016, haideți să ne propunem să nu rămânem ancorați în trecut, decât doar să învățăm din greșelile trecutului și să dăm slavă Domnului pentru modul în care El ne-a ajutat. Dar, fraților, să nu rămânem în trecut. Trebuie să privim în viitor cu speranță. Sunt așa de mulți creștini pe care îi aud că spun, oh, pe vremea noastră era frumos, era fain. Nu din înțelepciune, zice cuvântul Domnului, că spui lucrul ăsta, că înainte era mai bine. Dar omul care n-are o viziune, care nu se gândește la viitor, el n-are decât o singură variantă, să se întoarcă în trecut. El merge după ideea, mergem înainte, că înainte a fost mai bine. Asta înseamnă să fii ancorat în trecut și Dumnezeu de multe ori nu poate să folosească pe copiii Lui pentru o slujire, pentru astăzi, fiindcă sunt așa de dependenți de trecut și de ce era atunci, încât tot ce-i astăzi nu-i bun. Iisus Hristos, spune în Evrei, capitolul 13:8, este același ieri, astăzi și în veci, slăvit să fie Domnul. Așa că, uitând ce este în urmă, trebuie să ne aruncăm spre ce este înainte pentru premiul chemării cerești. Dacă rămânem în trecut, ancorat, să știți că prezentul nu are niciun viitor. Și eu cred că Dumnezeu ne cheamă să trăim prezentul și să slujim Domnului astăzi, în generația aceasta, ca și David, după voia lui Dumnezeu. Și ultimul lucru, am privit în trecut, privim cu speranță în viitor. În trecut am privit cu recunoștință și cu mulțumire,
dar și cu o atitudine de pocăință, sau vă invit să privim așa. În viitor privim cu speranță și ne propunem să facem un singur lucru, să alergăm spre țintă. Ținta noastră este Iisus Hristos, spre El trebuie să alergăm, să fim tot mai asemănători cu El. Cum facem lucrul acesta? Uitând ce este în urmă. Ce bine ar fi dacă am uita și neînțelegerile, și neiertarea, și multe alte lucruri. Haideți să alegem să iertăm. Și Domnul ne ajută să și uităm. Al treilea lucru și ultimul. Să privim cu înțelegere la cei din jurul nostru. Și când spun lucrul acesta, mă refer la faptul că viața este construită din relații. Viața noastră este bazată pe relații. Relația dintre soț-soție, părinți-copii, dintre familii sau în cadrul familiei lărgite, în biserică, în societate și așa mai departe. Totul se bazează pe relații. Calitatea relațiilor dă calitate vieții noastre. Așa calitate are viața noastră, de biserică, de familie și de spirituală, inclusiv relația cu Dumnezeu, cât de calitate sunt relațiile. Așa e viața noastră. Aia e calitatea vieții noastre. Și atunci, aici putem noi să facem ceva. Apostolul Pavel spune în Filipeni 2, versetul 3 și 4, spune, nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă. Adică, în primul rând, asta se subînțelege, înainte să te uiți la cei din jur, uită-te la tine. Că de acolo, din motivația cu care faci fiecare lucru, să fie o motivație corectă. Și apostolul continuă, spune, ci în smerenie fiecare să privească, despre asta vorbim, nu? O privire în trecut, în viitor, dar și la cei din jur. Fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Mă, dar asta înseamnă să fii mai jos. Nu te poți uita la unul de jos în sus numai dacă ești mai mic. Da, dar toți vrem să fim mari. Nu-i așa? Într-un anume fel. Aici e vorba despre smerenie. Smerenia se referă la acea atitudine care o are cineva, o atitudine corectă despre sine, adică ești conștient de abilitățile cu care Dumnezeu te-a înzestrat, dar ești conștient și de valoarea celui lângă care Dumnezeu te-a așezat să slujești. Dai valoare, valoarea care o are omul de lângă tine. Prețuiești ce are el și nu ai tu, calitățile care le are el și care nu le ai tu. De aia Dumnezeu ne cheamă să lucrăm împreună. Apoi zice, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Mă gândesc cât de bine ar arăta o societate, cât de bine ar arăta o biserică, cât de bine ar arăta un oraș dacă oamenii de acolo nu s-ar gândi numai la ei, ci s-ar gândi fiecare la celălalt. Băi, să iasă bine, mă dau un exemplu din biserică, dacă vine Ovi Georgiu aici și cântă și eu stau acolo și zic, Doamne, dă-i har, dă-i putere să iasă bine cântecul. E un exemplu banal. Sau în timp ce predică fratele Nelu sau eu, în loc să zici, băi, acolo mai greșit, așa e, și-s de acord, greșim. Mai ales dacă cu cât e mai lungă predica, cu atâtea îți mai multe greșeli. Că cine spune, vorbește, nu se poate să nu greșească. Da, dar în timp ce noi predicăm, tu ai putea acolo pe bancă să nu moțăi, să nu mă judeci, să ne judeci, ai putea să te rogi. Doamne, dă-i înțelepciune, vezi că nu are. Uite, ar trebui să încheie și nu încheie, ajută-l. Și poate că Domnul cumva mă luminează. Și bine și de tine, și bine și de mine. Eu că primesc înțelepciune, tu că nu-ți pusă la mare încercare răbdarea. Dar te poți ruga pentru fratele tău, să-i dorești binele așa cum ți l-ai dorit ție. Vreți ca să mergem spre această calitate a relațiilor în anul 2016? Dumnezeu să ne ajute! Am dat câteva exemple, dar sunt multe și multe alte exemple în care noi ne putem dori binele unui celălalt și nu numai atât să ne dorim, să ne ajutăm unii pe alții ca să atingem binele acesta. Vreau să invit acum echipa de laudă și închinare să vină aici sus. Și în concluzie vreau să citesc ceea ce spune Domnul lui Moise
Atunci când Moise cere, Doamne, vreau să văd slava Ta, vreau să Te văd pe Tine, e așa de bine în prezența Ta. Și Domnul a spus, auzi, nu pot să mă vezi, pentru că nu poate un muritor să vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Dar uite ce, îți fac un favor. Și cuvântul este așa, Domnul a zis, iată, un loc lângă Mine, vei sta pe stâncă. Moise căuta un loc, care ar fi cel mai potrivit loc ca să poți avea o perspectivă bună și o privire bună în ce privește trecutul, o perspectivă bună în ce privește viitorul și o perspectivă sau o privire plină de înțelegere la cei din jur. Cum poți avea lucrurile astea? Eu zic că locul în care trebuie să stai e ăsta despre care scrie aici, în Exod. Domnul a zis, iată un loc lângă Mine. Lângă Domnul este un loc pentru fiecare de aici. Pentru tine care mă asculți, pentru dumneata care ești mai în vârstă, Domnul are un loc acolo lângă Domnul. Și de acolo, de lângă Domnul, acolo vei sta pe stâncă. Este cea mai frumoasă invitație și în Psalmul 91, cuvântul Domnului spune, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare, cetățuia mea, Dumnezeul în care mă încred. Nu trebuie să te temi de groaza din timpul nopții, de săgeata care zboară ziua. 1000 să cadă alături de tine, 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celui rău, pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. De aceea nicio nenorocire nu se va apropia de tine, nicio urgie nu va fi peste cortul tău, căci Dumnezeu va porunci îngerilor Lui să te păzească, ca să nu-ți lovești cumva piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci, peste pui de lei și peste șerpi. Wow! Eu să pășesc? Desculț? Da, dacă ești cu Domnul, se poate. Spune în finalul acestui psalm, îl voi sătura cu viață lungă, îi voi arăta mântuirea Mea. Fraților, avem de ce să ne temem dacă Domnul este cu noi în anul 2016? Sunt o grămadă de provocări, știu ce vom face cu tare. Dar dacă Domnul este cu noi și El ne conduce, n-avem niciun motiv să ne temem. Haideți să ne ridicăm în picioare și conduși de echipa de laudă și închinare să lăudăm pe Domnul și apoi vom încheia timpul acesta. Yeah.
Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumim pentru seara aceasta binecuvântată. Îți mulțumim în mod special pentru anul 2015, care în aceste momente îl încheiem. El va deveni istorie, vor fi amintiri plăcute sau mai puțin plăcute, dar vor fi amintiri împreună cu Tine. Îți mulțumim că și în anul 2015 am avut amintiri cu Dumnezeul nostru, Cel viu și adevărat. Îți mulțumesc pentru felul în care ne-ai călăuzit. Acum, Doamne, în timp ce intrăm în noul an, mă rog ca binecuvântarea Ta și însoțirea Ta să fie peste noi. Îți mulțumesc, Doamne, că împreună cu Tine vom putea face față provocărilor, vom putea face față lucrurilor care ne stau înainte. Îți mulțumesc că și în anul acesta Tu vei binecuvânta biserica Ta, Maranata, cu oameni credincioși care să slujească cu pasiune, Doamne, fiecare după darul și harul care le-ai dat. Îți mulțumesc că și în anul 2016 Tu vei binecuvânta ca Evanghelia să fie vestită în orașul Ognamureș, astfel încât oamenii să audă Evanghelia, să o creadă și să se întoarcă la Tine. Vreau să-Ți mulțumesc anticipat pentru oamenii care în anul acesta, 2016, Tu îi vei adăuga la poporul Tău. Îți mulțumesc pentru Evanghelia vestită, Doamne, și pentru ce urmează să se vestească în continuare. Îți mulțumesc, Tatăl nostru din ceruri, că Duhul Tău cel Sfânt va fi prezent și ne va însoți în slujirea pe care o avem, Doamne. Îți mulțumesc, Mântuitorul nostru din ceruri, că prin ajutorul și puterea Ta vom finaliza construcția acestei clădiri și ne vom putea muta aici, Doamne. Îți mulțumim prin credință, Doamne Dumnezeule, pentru resursele de care avem nevoie și pe care Tu ni le vei dărui, Doamne. Îți mulțumesc pentru oamenii cu inimă bună, Doamne, și darnică din biserica Ta, care în anul 2016 vor pune și mai departe multă pasiune în slujire, Doamne, și în a dărui, Doamne Iisuse, în a fi generoși. Îți mulțumesc, Mântuitorul nostru, că și în anul acesta vei vindeca bolnavii, Doamne. Îți mulțumim că și în anul acesta vei elibera oameni care sunt sub apăsarea celui rău și îți mulțumim că cu ajutorul Duhului Sfânt, ca și slujitori ai Tăi, vom face o lucrare pentru slava și gloria numelui Tău. Îți mulțumesc pentru toate asigurările care ne-ai dăruit în cuvântul Tău și care sunt valabile și în anul 2016. Și, Doamne Iisuse, dacă Tu vei veni în anul 2016 pe norii cerului, mă rog ca toți cei care sunt prezenți în această seară aici să fim împreună cu Tine. Mă rog, Doamne Iisuse, să binecuvintezi pe cei prezenți, binecuvântă familiile lor, Doamne, binecuvântă pe cei care în această seară și-au pus dorințe înaintea Ta și s-au rugat pentru ele. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos pentru binecuvântarea care ne-ai dat-o și vrem, Doamne, să proclamăm acest nume minunat în care avem biruința. Amin. Haideți să cântăm Domnului, apoi vom rămâne ca să servim din ceea ce s-a pregătit. Cei mai în vârstă care doresc să rămână, să stea la o masă, pot să servească la o masă undeva în cele două laturi ale bisericii. Ceilalți care putem să ținem în mână o farfurie, ne va fi mai ușor. Haideți acum să lăudăm pe Domnul și să-L binecuvântăm pentru anul 2016, în care El ne-a ajutat să intrăm. V-ați gândit vreodată la anul 2000? Cum ne gândeam la el? Iată că suntem în 2016 și asta e datorită harului și binecuvântării lui Dumnezeu. Haideți să cântăm împreună și apoi vom încheia. Iisus mai liberat.
să mă gândesc una cu tine și să țin puternic mâna ta și să simt prezența ta. Frumoasă declarație. Domnul, să știți că și în anul acesta 2016 ne va purta povara noastră. Ne va purta și pe noi în brațe. Când ne va fi cel mai greu, să știți că în nisip se vor vedea numai o pereche de urme. Și alea nu o să fie a noastre. Vor fi urmele Domnului Iisus Hristos, în timp ce noi vom fi în brațele Lui. Slăvit să fie Domnul! Vă invit să ocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta, mulțumim pentru toți cei prezenți de aproape și de departe. Vă rog să nu plecați niciunul acasă, pentru că există hrană pentru toți, așa că atât musafirii noștri cât și frații din biserică sunteți invitați să rămâneți, să servim împreună o masă, să ne binecuvântăm, urați-vă lucruri bune unii altora, îmbrățișați-vă, dați mâna, iertați-vă dacă e cazul. Și Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Și eu personal vă doresc un an plin de binecuvântări în 2016 împreună cu Domnul Iisus Hristos. Amin.